este categoric o surpriză. Așa. Nu l-am cunoscut înainte de a veni aici, de când s-a deschis cabinetul ăsta de medicină de familie la doctorița Tesu. Atunci am vorbit de vreo două ori cu el, dar toată lumea din clinică o știa de un tip absolut special. Care nu avea niciodată semne, nici că ar fi un nevropat, nici că ar avea mari probleme personale, cu toți avem probleme, dar asta nu este o surpriză, este o surpriză. Nu știu, nu știu, nu știu nimic, nu știu. Eu am apărut și eu acum de sus, că acum am învățat și pe mine cineva. Dar acum și începea medicul programul sau unde s-a întâmplat să învățați programul? Nu știu, trebuie întrebat medicul cu care lucra, se pare că medicul era dure de după amiază, când a deschis un ceas de părere că l-a găsit. L-ați văzut supărat, a bătut într-un fel, într-un mai departe? Eu nu l-am văzut de personal, nu l-am văzut de vreo două săptămâni, nici măcar nu l-am intersectat pe un corp. Cel mai bine e să așteptați când vise doctorița cu care a lucrat la medicină de familie. Era un tip absolut echilibrat pentru mine ca persoană care lucrez de ani de zile aici, nu m-a deranjat pe nimeni, că de asemenea că ar fi vreun nevropat, vreun nu știu ce. Ce fel de probleme personale? Da, mă întrebați ce fel de probleme. Eu spun una și de asta mă întrebați ce fel de probleme. Dar eu nimic nu știu dacă este sau nu căsătorit. Nu știu nimic. Eu cunosc foarte puțin. Știți numele complet, doamnă doctor? Așteptați să vă spun în următoarea.